Azilul Republican pentru Bătrâni găzduiește peste 200 de persoane, care, odată cu începutul iernii, se pregătesc de sărbători. Avem multe concerte, avem undeva 13 concerte, din ele aici sunt afișate, de acum le pun pe teren acolo, 11 sau 10 sau 11 și încă 2 sau 3 de la biserici, ne vin sâmbătă, duminică, câteodată ne vin de la biserici coruri. De ori o să vină copii cu steluțe de hârtie, făcute niște frumusețuri prin sală, o amenajăm sala de festivități foarte frumos. Afară de aceasta, doamna Marie Ileuț, pe data de 12, după cum vedeți, ne vine întotdeauna cu capela ei, cu ceva extraordinar, ridică sala în picioare. Pe data de 31, aici, în gala concert, o să fie format o loterie, pregătesc acum, vedeți, asta va fi. Moș Petru spune că este cel mai bătrân din tot azilul și a venit aici cu aproape 20 de ani în urmă. Se consideră ca fiind un băștinaș al locului. Principalul pentru noi bătrâni, pensionari, principalul și pregătirii, să fie liniște, pași în țară, să fie. Noi, ca pensionari, să avem și la sărbătorile de anul nou sau biserică. Să avem masă plină cu bucate, bucate gustoase, plăcute, care să fie, să ne mâncăm cu mare plăcere. Nu și nimeni, trebuie distracție. De 9 ani, Nea Petru trăiește și el la azil. Ocupația sa principală este lemnăritul, căci repară toate obiectele care se mai strică. Sărbătorile așteptăm cu mare plăcere, cu bucurie. Viața aici e mulțumim, tot a prostit. Suntem la dos, la căldură, hrăniți la vreme. Mâncarea e bună, gustoasă, în toate țările. Colindăm florile tale și că Dumnezeu purtea florile tale. Că Dumnezeu mi-chitea florile tale, mi-chitea și împrășesează florile tale. Cu scutec de urșunii, florile tale. Cu tichii de mătasă, florile tale. Dar și este tichiuță, florile tale. Este o piatră nestemată, florile dale, să se vede unul de treabă. Florile dale, Iisus Hristos, nașterea lui Iisus Hristos, de grabă, la 25 de cer. Dar eu știu că voi treci foarte interesant sărbătorile de iarnă cu acele persoane, de fericită să nu ar fi. Atmosfera sărbătorilor de iarnă bucură și alină sufletele celor peste 200 de bătrâni. Pregătirile au început chiar astăzi.